Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, bun găsit la Observator, iată care sunt titlurile ediției. Tâlhărie pentru salam. S-a întâmplat la un magazin de produse alimentare din Pitești, unde vânzătoarea a fost amenințată cu un cuțit de un bărbat. Agresorul a fost prins imediat de o patrulă de jandarmi ce se afla în zonă. Detalii imediat. Nici nu au intrat în vigoare, e bine că au și apărut problemele. Vorbim, bineînțeles, de cardurile de sănătate care la această oră nu au fost distribuite. Imediat vă spunem tot ce trebuie să știți despre cardul de sănătate. Vești bune pentru cei care iubesc marea. Despre ce este vorba, aflați imediat în Observator Pitești. Tâlhărie pentru salam s-a întâmplat la un magazin de produse alimentare din Pitești, unde vânzătoarea a fost amenințată cu un cuțit de un bărbat. Femeia s-a speriat și a fugit. A fost auzită de o patrulă de jandarmi strigând după ajutor. Oamenii legii au intervenit imediat și l-au imobilizat pe agresor. Bărbatul nu are antecedente penale, dar acuzațiile la adresa lui de port ilegal de armă albă, tâlhărie și tentativă de omor îl pot trimite după gratii ani buni. Bărbatul de 29 de ani a atacat vânzătoarea magazinului deschis non-stop, iar potrivit jandarmilor, arma albă a fost adusă de acasă de atacator. Acesta i-a cerut vânzătoarei inițial salam, iar apoi a scos cuțitul și i-a cerut un cartuș de țigări. Speriată, fata a reușit să fugă din magazin, strigând după ajutor. A fost văzută de o patrulă de jandarmi care a intervenit și, după o luptă corp la corp, oamenii legii l-au imobilizat pe agresor. Jandarmii au observat pe timpul patrulării o femeie care a ieșit grăbită dintr-un punct comercial, urmată de un individ care avea asupra sa o armă albă și un obiect. Au intervenit imediat, imobilizându-l și deposedându-l de arma albă care avea asupra sa. Bărbatul cu comportament agresiv a fost urcat în duba de jandarmi și condus la poliție. Tot acolo a ajuns și tânăra, speriată după întâmplarea prin care a trecut. Anchetatorii au găsit într-o curte vecină magazinului cartușul de țigări pe care bărbatul l-a luat din magazin. Agresorul este cercetat în stare de arest și poate fi acuzat de port ilegal de armă albă, tâlhărie și chiar tentativă de omor. Nici nu am intrat în vigoare, bine că au și apărut problemele. Vorbim, bineînțeles, de folosirea cardurilor de sănătate, care nici la această oră nu au fost distribuite. Mai mult au apărut probleme cu argeșenii care au auzit că de la 1 mai sunt obligatorii și au dat buluc la medicii de familie pentru activarea documentelor. Tot ce trebuie să știți despre cardul de sănătate aflați acum de la șefa Casei de Asigurări de Sănătate, dr. Cristina Stocheci. Toată lumea va beneficia de servicii de sănătate. Cei care au intrat în posesia cardului de sănătate au recomandarea să-l utilizeze de câte ori merg să primească un serviciu de sănătate. Ordinul Ministrului Sănătății și al Președintelui, care a fost publicat pe 29.04, dă posibilitate și celorlalți care nu au asupra dumnealor cardul de sănătate sau care nu pot utiliza din motive neimputabile dumnealor, să primească servicii de sănătate. Ceea ce doresc eu să transmit pe calea dumneavoastră asiguraților, cei care au cardul de sănătate și nu le-au activat până la momentul ăsta, să nu se îngrămădească la medicii de familie. Nu este nicio problemă, cardul se activează la momentul la care avem nevoie de servicii medicale. Una din problemele pe care le-am întâmpinat ieri la nivel de medicină de familie a fost acea avalanșă de pacienți cu cardul în mână care au venit să-l inițieze la medicul de familie fără a avea nevoie de aceste servicii medicale. Pentru a veni în sprijinul asiguraților, eu am spus că o parte din carduri au fost distribuite prin medicii de familie. Mai sunt vreo 50 de medici care nu au ajuns să le ia, dar vă asigur că voi face toate eforturile să le pot distribui dumnealor și rugămintea mea e pentru asigurați, decât să vină din zonele îndepărtate, mai bine să treacă pe la medicul de familie, să întrebe dacă cardul dumnealor există acolo sau dacă a fost editat, pentru că se vede în sistem. De asemenea, pentru a veni în sprijinul asiguraților, noi ne-am prelungit programul de lucru cu publicul și lucrăm de la ora 8 la ora 18 de luni până vinerea aceasta. Zilele trecute au ajuns și ultimele autobuze din lotul de 70 pe care primăria din Pitești le-a cumpărat din Polonia cu banii de la Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare. Autobuzele vor ieși în traseu în cel mai scurt timp.
Deși toate cele 70 de autobuze sunt în proprietatea Publitransului, piteștenii vor trebui să mai aștepte până vor putea să circule cu ele și asta deoarece înmatricularea autovehiculelor este un proces de durată. Vă reamintim că în 2014 primăria Pitești a luat un împrumut în valoare de 13 milioane de euro pentru reînnoirea parcului de autobuze. Acordul a fost semnat de nimeni altul decât primarul suspendat al Piteștiului, Tudor Pendiuc. Ca dotări, mijloacele de transport în comun sunt la standarde europene, motoarele sunt Euro 6 și consumă 37,5 litri la 100 de kilometri. Sistemul de climatizare este automat, iar caroseria din inox are o garanție de 15 ani. Locuri pe scaune sunt 27, dar capacitatea autobuzului este de aproape 100 de locuri. De asemenea, ele sunt dotate cu rampe speciale de acces pentru persoanele cu dizabilități și cu locuri speciale unde aceștia pot sta. Dacă totul decurge conform așteptărilor, noile autobuze vor ieși pe traseu chiar pe 1 iunie. Vești bune pentru cei care iubesc marea. De luni a început ediția de primăvară a programului Litoralul pentru Toți. La fel ca în fiecare an, campania vine cu prețuri excelente pentru cei care își programează vacanța înainte și după sezonul estival. Programul Litoralul pentru Toți s-a bucurat mereu de atenția turiștilor și asta pentru că hotelierii au pus la dispoziție tot confortul la un preț mai mic decât cel din sezonul estival. Astfel, pentru un sejur de 6 nopți în zona Mamaia Eforie, tariful pentru o persoană pornește de la 205 lei la un hotel de o stea fără mic dejun și ajunge până la 265 de lei la un hotel de 3 stele. Dacă adăugăm și cea mai importantă masa zilei, prețurile încep de la 315 lei pentru 2 stele, iar la hotelurile de 5 stele pentru o vacanță cu mic dejun inclus, va trebui să scoateți din buzunar 605 lei. Prețurile pentru sejururile all-inclusiv încep de la 765 de lei la hotelurile de 3 stele și pot ajunge până la 1000 de lei la cele de 5 stele. Dacă nu aveți pretenții foarte mari și preferați să cheltuiți mai puțin, puteți alege celelalte stațiuni unde prețul pornește de la 160 de lei pe noapte la un hotel de o stea, fără mic dejun, și ajunge până la 470 de lei la un hotel de 5 stele cu mic dejun inclus. La programul de primăvară iau parte 16 hoteluri de pe litoral. Locurile vor fi vândute în agențiile din țară, inclusiv la Pitești. Oferta este valabilă în perioada 4 mai-19 iunie. Jurnaliștii Antena 1 Pitești au avut parte luni de o vizită surpriză. Toți elevii clasei 1B ai școlii Ion Minulescu au vrut să afle mai multe despre profesie. Și dorința lor a fost poruncă pentru dascăli, așa că piticii clasei 1 au petrecut câteva ore în stația Antena 1 Pitești. Încă de la intrarea pe platourile de filmare, micuții și-au arătat entuziasmul. Le-a plăcut foarte mult studioul de la Observator, dar și platoul colorat de la emisiunea matinală le-a făcut cu ochiul. Ce ți-a plăcut cel mai mult până acum? Mi-a plăcut aici în studio că vreau și să apar la știri și... Știrile, da? Da. Deci vrei să fii știristă. Da. Da? Asta îți place? Da. Nu emisiuni de divertisment, nu, doar știri. Da. Știi că trebuie să fii serioasă la știri. Știu. Știi? Bine. Ți-a plăcut aici la noi? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Aici sau la știri? La știri. La știri? De sport? Da. Da, de sport. Fotbal sau ce? Fotbal. Cu ce echipă ții? Au așteptat cu foarte mare nerăbdare această vizită. Acum au fost puțin luați prin surprindere și n-au pus atâtea întrebări, dar la școală m-au tot bombardat pe mine. Cum e? Cine ne va întâmpina? Ce trebuie să facem ca să ajungem reporteri? Și curiozitatea l-a fost satisfăcută și vă mulțumim pentru acest lucru. Probabil că unii dintre ei, datorită acestei vizite, vor deveni reporteri. Sper să fie niște reporteri buni. Surpriza mare a fost pentru copii apariția la televizor. A fost ceva nou și au profitat de ocazie pentru a le transmite mesaje celor dragi. FC Academica Argeș are șanse din ce în ce mai mici la promovare. FC Voluntar și Academica Argeș au încheiat nedecis 1-1 meciul direct de sâmbătă. Situația în clasament a rămas neschimbată, Ilfovenii având 5 puncte avans.
Prima repriză a fost una extrem de disputată, însă o decizie cel puțin ciudată a centralului Dan Dreve din Cluj a schimbat raportul de forțe din teren, dar și soarta jocului. În minutul 34 s-a dictat 11 metri pentru Academica, la un fault asupra lui Duera, dar la insistențele gazdelor, arbitrul a dictat lovitură liberă pentru voluntari și cartonaș galben pentru iberii. La câteva minute, Duera îl faultează pe Todoran și vede al doilea galben, astfel că argeșenii rămân în inferioritate numerică. Scorul final este stabilit de Ovidiu Vezan în minutul 89, acesta trimițând balonul de la 35 de metri, fără speranțe pentru portarul gazdelor, Balauru. Jocul îmi dă speranțe ca săptămâna viitoare să reușim să și învingem adversarul. Astăzi, da, sigur, am egalat noi, dar eu cred că noi trebuie să deschidem scorul din penalti, pentru că, din punctul meu de vedere, greșelile de arbitraj inadmisibile și nu pot să fiu un fals care să nu spun de arbitraj când este. Din punctul meu de vedere, un arbitraj execrabil. Și nu numai asta, dar pe tendința noastră de joc, pe ceea ce, și eu felicit adversarul, în primul pe voluntar, pentru că este o echipă valoroasă, dar susțin cu toată tăria că este mai bun decât ei. Noi practicăm un joc mai bun decât al lor. Din nefericire, nu totdeauna cel mai bun câștigă și nu totdeauna cel mai bun promovează. Academica Argeș a arătat încă o dată că nu este cu nimic mai prejos decât contracandidata din lupta pentru promovare, având o evoluție pe măsură în contextul unor absențe din lot și al unor decizii ciudate de arbitraj. Ultima șansă pentru a mai spera la promovare se va da sâmbătă pe stadionul Nicolae Dobrin, când FC Academica va juca returul cu FC Voluntari. În cazul unei victorii, piteștenii rămân în lupta pentru locul 1. Sportivii antrenați de Sebastian Ene au participat în perioada 1-3 mai 2015 la campionatul mondial de karate desfășurat în Georgia. Printre evidențiații competiției s-au numărat Ștefan Stanciu și Dumitra David. Sportivii antrenați de Sebastian Ene au participat în perioada 1-3 mai 2015 la campionatul mondial de karate, desfășurat în orașul Tbilisi din Georgia. 1200 de sportivi din 32 de țări au concurat anul acesta pentru un loc pe podium. Karatiștii de la CS Dacia Mioveni au obținut primele medalii la un campionat mondial. Toți sportivii au avut evoluții foarte bune. Ștefan Stanciu a obținut locul 2 la proba de kumite 8-9 ani și locul 3 la proba de kata pe echipe, categoria 8-9 ani. Dumitra David a obținut locul 3 la proba de kata pe echipe, categoria de vârstă 8-9 ani. Iar Catrinescu Laurențiu s-a clasat pe locul 5-7 din 32 de sportivi la proba de kumite. Acestea au fost știrile de la Pitești. Doamnelor și domnilor, sunt Cristina Muntanu, vă mulțumesc pentru atenție, ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. La revedere, rămâneți cu Antena 1. Ce apă canal 2000 Sapitești aduce la cunoștința utilizatorilor că achitarea facturilor de apă și de canalizare se poate face și prin ATM-urile BRD din județul Argeș, cu precizarea că trebuie introduse următoarele informații: codul de client, numărul facturii și valoarea facturii. Celelalte modalități de achitare a facturilor sunt: plata numerar la toate ghișeele din județul Argeș însoțită de factură se face în lei, integral, în avans sau parțial; plata prin debit direct la toate agențiile BRD prin semnarea mandatului de debit direct; plata prin ordin de plată sau interbanking în contul societății, cu precizarea că în rubrica de mențiuni plată se va trece codul de client; plata prin serviciul Robo BRD însoțită de factură, numerar sau cu cardul. Pentru plata facturilor la ghișee, precum și prin debit direct, comisioanele sunt suportate de SECE Apă Canal 2000 Sapitești.